Klaus Iohannis a mers până în Dubai să țină un discurs care nu a fost deloc pe placul gazdei summitului COP28. Iohannis a lăudat că România a redus emisiile de gaze cu efect de seră cu peste 2/3 în ultimele 3 decenii, însă președintele summitului, ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, Sultan Al Jaber, este unul dintre cei mai mari contestatari a eliminării combustibililor fosili. Iată. Romania, my country, is situated in Central Europe, in a region sometimes perceived as having a large carbon footprint. However, few people know that Romania has actually reduced its greenhouse gas emissions with more than 2/3 in the last 3 decades, while multiplying its gross domestic product. Building on this track record, we are committed to simultaneously grow our economy and further reduce emissions. In this regard, we need transformative and innovative technologies at accessible prices. Alex Trandafir, climatolog, ne ajută să decriptăm această neînțelegere. E într-o legătură video cu noi. Vă mulțumesc foarte mult! Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Klaus Iohannis anunță, iată, că România și-a redus emisiile de gaze cu efect de seră, dar șeful summitului COP28 spune că nu era nevoie. Lămuriți-ne, unde a mers șeful statului? A mers unde a fost nevoie să meargă. Cum să spun, vorbele domnului președinte al summitului erau de așteptat, având în vedere că el, pe lângă poziția de președinte pe care are a summitului și de ministru, este și președintele și directorul Companiei Naționale de Energie a țării din care face parte și care se bazează foarte mult pe combustibil fosil. Și, concret, vedem, iată, președintele COP28 îi contrazice pe susținătorii luptei împotriva încălzirii climatice. Acesta e mesajul, nu? Este un mesaj, da, dar care trebuie văzut foarte, foarte bine printr-o prismă politică și prin contextul... Subiectivă. Exact, subiectivă. Prin contextul în care se află, practic, țara respectivă, care se bazează întru totul pe acei combustibili fosili. Da, pentru că niciun studiu, de fapt, nu susține punctul de vedere al sultanului. Da, se vorbește despre faptul că președintele călătorește des, fiecare călătorie presupune un buget anume. Vedem, iată, care au fost discuțiile la acest summit în care fiecare până la urmă și-a văzut interesul. Cu ce concluzie rămânem, atât pentru noi cât și pentru planetă? Cu ce concluzie să rămânem? Strict din punct de vedere al României, noi am făcut câțiva pași foarte buni în direcția bună și anume chiar acum în cadrul acestui summit am început să facem parte din Alianța Internațională Solară și prin asta președintele Iohannis a spus câteva lucruri, printre care faptul că vom încerca să ne creștem producția de energie solară până la 8 gigawatts până 2030. Călătoriile dumnealui, acum astea sunt alte lucruri, dar e important să vedem partea mare a peisajului. Și anume că România este în direcția bună. La nivel global, acum eu pot să zic din perspectiva mea, ca persoană care este foarte preocupată de asta și studiez asta, cred că și la nivel global suntem în direcția bună. Bineînțeles că vor fi în continuare multe opoziții legate de subiectul acesta, dar dacă e să ne uităm pe ultimii 20 de ani, la nivel global ne aflăm pe o traiectorie destul de bună. Da, se dă alarma la nivel mondial la deschiderea acestui summit de la Dubai, unde este și președintele. 2023 este cel mai cald an din istorie. Aproape că anual vorbim despre un record pe care în decurs de 12 luni îl depășim. E îngrijorător dacă punem lucrurile în această perspectivă și cum poate fi acest parcurs reversibil? Da, este îngrijorător. Din păcate,
nu e sigur că poate să fie reversibil. Practic, toate aceste summituri încearcă să facă să nu depășim acea limită de 1,5 grade de la perioada preindustrială. Dacă e să ne uităm la toate datele pe care le avem până acum, o să depășim acea valoare oricum. Dar important este să vedem cum putem să facem să nu depășim mai mult decât trebuie. Adică să încercăm să limităm încălzirea aceasta cât de mult posibil, pentru că vedem, am văzut și vara asta, de exemplu, ce multe probleme climatice au fost la nivelul întregii planete și inclusiv în România. Am avut furtuni foarte puternice, valuri de căldură foarte puternice și în continuare luna noiembrie, octombrie, septembrie, așa cum am spus, au fost au depășit recordurile de temperatură la nivel global. Vă mulțumesc foarte mult!